Bun venit la lecția noastră despre rugăciune. Vorbesc cu Dave Batz, președintele Harvest Prayer Ministries și al Comitetului Național de Rugăciune, un om care îl iubește pe Isus. Doar atât. Îl iubește și dorește să-l mărturisească și să umble cu el. Mă simt binecuvântat. Azi vom continua discuția despre rugăciune. Dave, vreau să începem să discutăm despre cel mai mare om al rugăciunii și învățător care a trăit vreodată pe planeta noastră, pe fața Pământului, Isus. Absolut. El și-a învățat ucenicii. Acum mi se pare foarte interesant că au venit la el și au zis... Învață-ne să ne rugăm. El făcuse minuni și multe semne, dar nu i-au spus, Doamne, învață-ne să facem minuni. i au spus, Doamne, învață-ne să, învață să ne rugăm, pentru că știau că secretul întregii sale lucrări era rugăciunea. Așa este. Ca om a vorbit cu Dumnezeu. Unii spun, de ce s-a rugat? Era om. Ca Dumnezeu nu trebuia, dar ca om ne-a arătat cum să trăim. Absolut. Așa că s-a rugat și a căutat fața Domnului. I-a învățat și pe ucenici să se roage și cred că există o ordine. În primul rând, când a deschis ușa rugăciunii, a spus, Tatăl nostru care ești în ceruri, simțească se numele tău. Noi vorbeam data trecută despre concentrare, dar Isus ne spune să ne concentrăm în rugăciune asupra a cine este El. Absolut. Tată, ceresc, sfințească se numele tău. Lauda, mulțumirea. Cât de important este pentru noi să avem aceste lucruri la începutul fiecarei rugăciuni? Cred că, fără asta, probabil nimic altceva nu se va întâmpla. Și iată de ce crede asta. Isus a înțeles rugăciunea cel mai bine. Și aș mai spune încă ceva. Și anume că Isus s-a rugat din ambele perspective. Dacă stai să te gândești, el este singurul care se roagă și căruia ne rugăm. Așa că o înțelege. Înțelege rugăciunea. De aceea, când spune ceva despre rugăciune, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Și ceea ce ne arată este, dacă vrem să fim eficienți în rugăciune, trebuie să începem prin a fi atenți la persoana cu care vorbim. Sunt convins. Sunt convins pentru că, de multe ori în viața mea, m-am grăbit la rugăciune și nu m-am concentrat la Dumnezeu ce asupra mea. Și asta se întâmplă atunci când uităm să aducem închinare și laudă în rugăciunea noastră. Isus ne-a învățat cum să ne rugăm corect. Începeți, le spune El. De fapt, Isus le spune ucenicilor, ascultați, dacă vreți să vă rugați, trebuie să începeți prin a vă concentra la Cel cu care vorbiți. El este vrenic de toată închinarea. El este sfânt, este înălțat, este tatăl nostru. Fiți atenți când vorbiți cu el. Problema noastră este, dacă am o problemă, sunt îngrijorat, supărat, sunt plin de teamă sau am mulțime de probleme și apoi vin în grabă la rugăciune și doar vorbesc despre problemele mele, de obicei părăsesc timpul de rugăciune cu aceleași probleme. M-am concentrat doar la problemă. Nu m-am concentrat la cel ce rezolvă problemele. Când încep să mă închin, atenția se mută. Rugăciunile îmi devin eficiente pentru că nu mă mai concentrez asupra mea, nu mă concentrez asupra ta, nu mă concentrez la situație, ci vin înaintea Domnului care a creat toate lucrurile, cel sfânt, cel ce a poruncit și toate au fost create. Și dintr-o dată, toate problemele mele încep să se diminueze. În lumina celui căruia mă adresez. Pot să spun că e minunat când se întâmplă asta. Mi-aduc aminte că eram creștin de curând și m-am dus la un lac, eram student și abia convertit, eram acolo și era un pod peste lac. Și de acolo puteam vedea stelele și spuneam, Doamne, te iubesc! Mă concentram asupra lui și ce a făcut Isus pentru mine. Eram copleșit și am căzut în lac. O, chiar? <laughs> și m-am uitat în sus și am zis, tot te iubesc! Botezat din nou! Da, a fost minunat. Dar știi ceva, vreau să ne întoarcem la ce ai spus mai devreme. Cred că e așa foarte e. important. Așa Când e. Când am început lecțiile despre rugăciune, ai spus că Dumnezeu e dragoste. E foarte da, interesant. Așa e. Chiar Între, prima caracteristică așa este. pe care Isus o sublinează e Paternitatea Lui. Tatăl nostru. Și da. până nu-l cunoști ca Tată, nu doar cel de sus, da. cel prea înalt, ci ca tată. Și apropo, el e un tată special, pentru că asta ne învață în Matei 6, iar în 7 ne spune ce fel de tată este. Și spune, dacă voi care sunteți răi și noi am falimentat, am greșit, știți să dați daruri bune copiilor, cu cât mai mult tatăl vostru ceresc, care e perfect și bun, va da lucruri bune copiilor săi. Deci, să-l vedem ca tatăl. Apoi, care ești în ceruri. Pleci din această relație de dragoste și ajungi la cel de care sunt drăgostit. El e Domnul și Creatorul Universului. Și asta va mișca inima ta. Unii spun, rugăciunea e plictisitoare. Dacă ajungi, dacă ajungi până acolo, nu mai e plictisitoare niciodată. Când începem cu adevărat să ne concentrăm asupra Domnului, la cine este El? Nu la dorințele mele, nu la cereri, nu la lucrurile care vreau să se întâmple, ci să mă gândesc la El. Au fost momente, semi, știu că și tu ai trecut prin ele, când vin prezența Domnului și încep să te închini și uiți de ce ai venit. Uiți cu totul lista de rugăciune, pentru că ești captivat de maestatea Lui. Cei care spun, este plictisitor, niciodată nu s a închinat Domnului care este cu atât mai mare decât orice. Ce ar putea să ne atragă atenția. De aceea, când vine vorba de închinare, suntem captivați de persoana lui și ajungem să fim în întregime, în întregime dedicați Dumnezeului rugăciunii. Când suntem dedicați Domnului rugăciunii, devenim oamenii ai rugăciunii. Dacă rugăciunea e doar o cale de a obține ceva, nu ne vom dedica niciodată, dar Dumnezeul care răspunde rugăciunilor. Tatăl, din ceruri, care ne iubește pe noi pământenii. Nu este o dragoste de genul cândva, ci una actuală, care vrea să cultive acea relație. Aș vrea să trecem puțin la practică aici, pentru că noi ne entuziasmăm ușor, dar vreau să trecem la practică, pentru că avem câteva mijloace ale harului. Am fost diagnosticat cu cancer în urmă cu 8 ani și mulți mă întreabă, Sami, cum ești? Dumnezeu m-a vindecat, mă simt excelent, totul e bine, dar atunci am fost operat Te -au și am petrecut trei luni în părtășie cu Dumnezeu. Au fost două lucruri pe care le-am făcut, foarte practice. Domnul mi-a spus să fac asta. Absolut. Și mi-au folosit. Primul Absolut. lucru a fost să citesc doar cuvântul. Am citit toată Biblia. Citeam cuvântul pentru că de unde știi cine e Domnul? De unde știi cum este El? Citește Biblia. Biblia. Și îl vei vedea așa cum este. Al doilea lucru este că aveam niște căști micuțe și un iPod la care ascultam muzică de închinare și doar mă închinam înaintea lui Iisus Hristos, cântând. Poate de aceea a spus Domnul, când Dute du-te în ta în cuie ușa. Da, am auzit cântând, dar simpla închinare, unii nu cred că a cânta este a te ruga, dar este. E o parte importantă a rugăciunea, a închinării de care vorbei. Deci, Cred că aceste două sunt folositoare și nu știu, mai este ceva ce te ajută pe tine în închinare? Îndeosebi atunci când iei pasaje biblice care vorbesc despre cine este Dumnezeu, un lucru pe care îl fac în fiecare zi este să mă rog cel puțin un psalm. Pentru că mulți dintre psalmi, majoritatea, sunt cântări focalizate, rugăciuni, cântări focalizate pe Dumnezeu. Nu toți, dar majoritatea. Eu îi folosesc ca să mă ajute să pornesc rugăciunea. Știu că mulți vor spune, nu știu cum să mă închin lui Dumnezeu în afară de a spune, Doamne, mă închin Ție. Folosește psalmii. Psalmul 145 e un mod minunat de a-ți porni rugăciunea. Citește-i lui Dumnezeu și astfel îi spui lui Dumnezeu că știi cine e El și o știi pentru că citești Scriptura. Bine, vreau să vorbim despre asta pe viitor în altă lecție. Bine. Bine? Vom încheia această lecție, dar cel mai important este să știi petrece timp în închinare cu Isus Hristos. Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Petrece timp în rugăciune și închină-te Lui.